prezent. Economisirea apei este o preocupare și pentru municipiu. Oh, în mod evident. În mod evident, pentru că trebuie să recunoaștem, se pierde foarte multă apă. Și toată apa asta se duce în subteranele Constanței. Și dincolo de faptul că pierdem apă, avem probleme, așa cum știți, și cu taluzul Constanței. Bun. Dar economisirea apei este o preocupare normală în condițiile în care pe tot mapamondul ăsta există realmente în momentul de față o criză de apă. Și criza de apă va fi din ce în ce mai mare, pentru că noi ne naștem din ce în ce mai mulți. Acum suntem 8 miliarde și la orizont 2040 vom fi 12. Așa că, evident, se pune problema economisirii apei. Uitați-vă și noastră cum s-a schimbat clima, uitați-vă că nu mai plouă și ce probleme avem cu agricultura. Dincolo de asta, noi facem, noi ca municipalitate, dar în primul rând Raja, noi suntem acționari așa la Raja, dar Raja, compania noastră de apă, face eforturi considerabile în perioada asta pentru a schimba toată infrastructura de apă și de canalizare. Știți, dar e bine să mai spunem încă o dată că este cea mai mare companie de profil din România. Are cei mai buni specialiști și numai să vă spun o cifră care spune totul. Au proiecte finanțate din fonduri europene de 1,2 miliarde de euro. Noi ca și oraș beneficiem de lucrul ăsta, în sensul în care cred că pe perioada mandatului meu proiectele care se vor finaliza vor însemna 140 de kilometri de infrastructură, rețele de apă și de canalizare schimbate, ceea ce total înseamnă o investiție de aproximativ 100 de milioane de dolari. Nu înseamnă tot. Mai rămâne din aprecierea noastră de schimbat cam 30 între 30-40%, dar astea vor face obiectul unor proiecte pe în viitor, finanțate tot din bani europeni, pe programele europene, da. Ați vorbit de economisirea apei. Cum vedeți efectiv economisirea apei în Constanța? Păi să nu se mai piardă. Cum ar trebui să facă acest să lucru? Nu se mai piardă asta. Deci, în primul rând, apa nu trebuie să se mai piardă. Pentru că pierderile de apă ajung și în buzunarele noastre și ale dumneavoastră. La un moment dat trebuie suportate. Prin schimbarea infrastructurii se elimină pierderile. După aceea, de discutat de comportamentul nostru, al fiecărui cetățean față de apă, că, hai să fiu mai prozaic, e bine când facem duș și prima dată să ne muiem, după aceea să închidem apa, să ne săpunim și să deschidem apa, iar să nu lăsăm apa tot timpul să curgă, cred că e bine să facem și lucrul ăsta. Deci există componenta de educare a noastră, chiar dacă avem bani, să folosim mai puțin apă, chiar dacă ne putem permite, să ne gândim că apa aia poate fi folosită și de alții, dar există și componenta de pierdere, despre asta vorbim noi acum. De asta suntem aici, să discutăm de ceea ce se întâmplă în Balcani, că vorbim de forumul ăsta, este adresat Balcanilor, dar în cazul meu în Constanța, ca să nu mai avem pierdere de apă. Și v-am spus, pierderile de apă pe mine mă îngrijorează și din perspectiva faptului că ele se duc în subteranele Constanței. Și avem probleme. Știți foarte bine că avem probleme cu malul în zona Traian. Eu nu pot să nu vă ascund îngrijorarea că taluzul, din punctul meu de vedere, trebuie expertizat de urgență și văzut care este starea stabilității lui, pentru că mă rog, intru în amănunte. Construcția aceea veche, făcută în anii din urmă, când chiar s-a consolidat, a fost o construcție hidrotehnică, trebuie revizuită acum. Scurgerile s-au colmatat, apa asta scursă a mai erodat. Da. Mulțumim foarte mult.